Într-un sat din Transilvania, o mică afacere de familie, pornită timid, începe să se contureze într-un brand tot mai cunoscut atât în țară cât și în străinătate. Povestea uleiurilor presate la rece în satul Luna a început din nevoia familiilor agricultorilor din zonă de a procesa local semințele de floarea soarelui pentru consum propriu. Așa se face că la vârsta la care cei mai mulți se gândesc la tihna pensiei, Maria și Mihai Tulai cumpără o presă de ulei. Povestea uleiurilor pe care le pregătiți la dumneavoastră în gospodărie a început în 1998. Acesta e începutul. A fost greu drumul? Păi, destul de greu și nevoios. Pentru că n-am învățat de la nimeni treaba asta. M-am învățat singur. După ce am văzut că uleiul din prăvălie are o culoare, un gust și un miros, și am văzut că uleiul de acasă are un alt gust, alt miros și altă culoare, m-am gândit să mă duc la fabrică, la Oradea, să văd ce fac ei acolo. Pentru că eu am băgat flori în presă și am văzut cum iasă uleiul și ăla era altfel. Avea altă culoare, mirosea altfel, altă proprietate. Și v-au lăsat la Oradea să intrați în fabrică, să vedeți ce se întâmplă în procesul lor? Cu intervenție. Am fost la șeful de producție și șeful de producție m-a purtat toată fabrica. Întâmplarea au făcut că fabrica era în revizie, nu lucra, dar totuși mi-am explicat procesul de producție. Deci acolo am văzut cum se procesează și am văzut și rafinarea cum se face. Și v-au dat câteva idei sau dimpotrivă v-au speriat și ați zis gata, eu fac altceva, fac altfel? Păi văzând că se rafinează cu ajutorul leșiei de sodă caustică și pe urma acidul clorhidric, atunci m-am hotărât să fac altceva. Deci gustul de ulei din Oradea e îmbunătățit cu sodă caustică și acid clorhidric, în ghilimele spus? Nu e îmbunătățit. Acolo, de exemplu, din ulei se stoarce din floarea soarelui ca și aici, în uleiul rezultat se bagă leșei de sodă caustică. Se amestecă, se bagă un set de mașini centrifuge care scoate grăsimea din ulei. Așa îi spune la operație de săpunire a uleiului. După ce au făcut treaba asta, el îl pune în niște alte rezervoare și bagă el acid clorhidric. Acidul clorhidric are menirea să adune soda, să scoată soda care a rămas prin ulei. Printr-o metodă scoate iodul și îl bagă la împuterea. Și asta e uleiul rafinat. Pe rezidul, pe slotul care rămâne acolo, toarnă benzen, benzină ușoară. Benzina spală uleiul care rămâne pe slot, îl bagă la distilat. Într-adevăr, nu îl încălzește cu foc, îl încălzește cu abur. El încălzește cu abur, benzina se evaporă, fiind volatilă, se evaporă repede, o condensează, o recuperează prin condensare și ăla e dublu rafinat. Și așa se procesează uleiul în toate marile fabrici? Da. Ca să știm ce cumpărăm. Așa se procesează uleiul în toate fabricile. Și asta v-a speriat sau v-a pus la lucru? Nu, asta m-a speriat și am vrut să fac altceva, să mâncăm sănătos. Și atunci m-am gândit cum să facem și să avem un ulei bun. Și pentru a avea un ulei bun, trebuie să ai în primul rând materia primă de calitate. Pentru că la fabrică poți să bagi materie primă. De orice fel. De orice fel, pentru că prin rafinare scoate mirosul, scoate gustul, scoate amărarea, scoate tot din ulei. Dar aici nu mai poți să scoți nimic. Aici ce a intrat în ulei, așa rămâne. Practic, oamenii sunt obișnuiți să meargă la Nea Mihai Tulai ca la moară, cu sacul de semințe de floarea soarelui în spate, iar după câteva ore pleacă acasă cu sticlele cu ulei. Cum se poate așa ceva? În esență, e destul de simplu. După cum îi spune și numele, pentru obținerea acestui ulei, semințele oleaginoase nu sunt supuse unui proces termic mai mare de 40 de grade Celsius în timpul presării. Folosirea căldurii la fabricarea uleiului sporește cantitatea de produs obținută, însă reduce cantitatea de vitamine și minerale, modifică aroma naturală și proprietățile organoleptice. Tehnologia presării la rece pe care familia Tulai o folosește ajută la păstrarea gustului natural al semințelor și extragerea într-o proporție mult mai mare a nutrienților, antioxidanților, vitaminelor sau mineralelor decât o poate face procesarea la cald. După ce selectată se pune în acest cos. Se pornește mașina, prin mecanismul ei de funcționare storce uleiul din flori. Deci pe aici este șutul, rezidul și acolo este uleiul. Uleiul curge în oalele astea, de aici îl băgăm în filtru, cu un compresor facem o presiune de aer, îl presăm și îl îmbutelim. Și din 5 kg de semințe de floarea soarelui, câți litri de ulei este? Cam
Depinde, poți să iasă 2 litri de ulei, dacă sămânța e mai bună, din 5 kg. Și cu ce rămâne după prima presă a semințelor, ce faceți? Șrotul e folosit în hrana animalelor, la orice animal, și păsări merge. Deci omul vine cu semințe și pleacă acasă cu ulei și cu șrot pe care poate șrotul, să-l dea ca și hrană? Șrotul rămâne aici. Dacă vrea să-și-l ia, el plătește la un preț mai mic. Și dumneavoastră ce faceți cu el mai departe? Până acum îl valorificam în curte, acum dacă nu mai putem să ținem animale, îl vindem. Acum punem uleiul la filtru. După ce am băgat uleiul la filtru, punem capacul și avem un compresor cu care băgăm presiune de aer. Și aveți niște standarde? Presiunea trebuie da, să presiunea, fie la un mic nivel. Presiunea până la 2 atmosfere. Acolo oricam mai mult, dar când se... Și în acest timp ce se întâmplă aici în aerul, aerul presează uleiul și printr-o pânză și hârtie de filtru se filtrează și curge jos în vasul de jos. Da, aici se plătesc sticlele cu un aer comprimat în 6 atmosfere. Și e sticla. Și acest procedeu de ce e necesar? Să nu fie ceva impuritate în sticlă. După care sticlele curățate de impurități? Da, să duc la mutelea. Sticlele au fost curățate în acest moment? Pot să sticlele fie umplute? Sticlele au fost curățate, acum se pot umple. Acesta e aparatul care umple sticlele de ulei și care are un senzor în momentul în care se ajunge cu conținutul de ulei până aproape să se oprește. Aici, se oprește singur. Și ce rămâne și se scurge aici? Bine, asta plus un mod. Care poate fi refolosit ulterior? Da, sigur, sigur. Pentru că afacerea pornită de părinții ei i s-a părut o mare provocare, Felicia, fiica familiei Tulai, se întoarce în satul natal după o perioadă de 7 ani petrecuți în capitală, unde lucra într-un domeniu de cu totul și cu totul altă factură, leasingul. Până la reîntoarcerea acasă, în anul 2008, uleiurile presate la rece de către familia ei nu erau vândute în niciun magazin, nu erau prezente în nicio piață sau târg de profil. Astăzi însă vorbim deja de o gamă variată de uleiuri presate la rece, foarte apreciată de adepții hranei sănătoase, pentru că pe lângă deja clasicul ulei de floarea soarelui, familia Tulai a diversificat producția, începând să folosească și semințe de dovleac, de in, dar și condimente ca și piperul roșu, alb, negru, cimbrul, busuiocul sau ardeiul iute. Uleiurile de dovleac pe care noi le îmbuteliem în sticle de sticlă, închise la culoare, așa cum vă spuneam, lumina, căldura și oxigenul influențează calitatea uleiului. Este poate curios pentru majoritatea dintre români să vadă uleiurile de floarea soarelui îmbuteliată în sticlă închisă la culoare. Majoritatea dintre ei, acolo unde am participat la târguri, evenimente, ne-au întrebat dacă este ulei de măsline. E, nu doar uleiul de măsline se îmbuteliază în sticlă închisă la culoare, tocmai datorită faptului că prin culoarea intensă, adică închisă, poți să protejezi uleiul și termenul de valabilitate a lui să fie mai mare. Și aveți ulei de dovleac presat la rece, ulei de in presat ulei la rece, care este așezat în recipiente închise la culoare. Exact. Avem însă și o gamă specială de uleiuri de floarea soarelui presate la rece. Acestea, într-adevăr, sunt puse în sticle de sticlă
transparente pentru a ieși în evidență planta care se află în interior și care are ca și scop aromatizarea uleiului de floarea soarelui. Când am gândit acest produs, am plecat de la faptul că, sau am încercat să asociez condimentele pe care românii le folosesc în alimentația lor cu floarea soarelui. Pentru că, după cum se știe, mai bine de 80% din consumul de ulei din România este de floarea soarelui. Și atunci am asociat uleiul de floarea soarelui cu gustul de cimbru, cu gustul de busuioc sau o variantă picantă, să zic așa, ulei de floarea soarelui cu ardei iute, cu cimbru și cu piper roșu, verde și negru. E un ulei pe care l-ați lansat pe piață de dată recentă, anul tot, trecut. Tot anul trecut, cumva, după cum vă spuneam, 2012 a fost un an de schimbări majore în ce privește abordarea noastră și modul de promovare a uleiurilor. Și aceste uleiuri sunt destinate doar pieței interne sau ați reușit să câștigați și clienți de pe piața externă? La acest moment suntem în discuții cu clienți de pe piața externă. În 2012 am participat la unul dintre cele mai mari târguri internaționale de profil în industria alimentară, SIAL de la Paris. În martie ne pregătim pentru Londra. Vom participa la un alt târg internațional și pot să vă spun că s-au bucurat de un real succes produsele noastre. Dar așa cum ați observat și până acum, uleiurile noastre sunt un handmade, adică procesăm o cantitate mică de semințe. Este un proces mai greoi, dar este un produs de foarte bună calitate. Și poate să fie atuul cu care mergeți pe piețele externe și cel care, de care să fie interesat clientul străin. Noi ne dorim să promovăm un made in România. Adică asta este principiul de la care am plecat în momentul în care ne-am propus să promovăm acest produs. După cum se poate observa, inclusiv pe sticlele noastre apare steagul României. Adică suntem în stare să producem semințe și, din păcate, suntem un foarte bun exportator de ce înseamnă semințe cereale pentru piața din Europa. Ce ne dorim noi sau ce doresc eu în mod special este ca acest produs, deci produsul finit, să fie, de fapt, cel care este exportat, nu materia primă. Și noi putem să producem produse de bună calitate în țară, doar că trebuie să știm să ni le promovăm. Deși mai puțin înțeles și apreciat pe la noi, uleiul presat la rece este o sursă prețioasă de substanțe nutritive ce poate fi folosită alimentar, terapeutic și cosmetic. Este o alegere înțeleaptă care poate preveni îmbătrânirea precoce, scade colesterolul și hipertensiunea arterială, scade riscul accidentelor vasculare, poate preveni apariția depresiilor, a insomniei, a alergiei, a constipației, a litiazei renale sau biliare. De asemenea, dacă sunt consumate în mod echilibrat, uleiurile presate la rece au un efect benefic asupra ficatului, a pielii și sunt foarte utile pentru menținerea echilibrului hormonal. Și dacă tot am vorbit de tipurile de ulei pe care le produceți aici, ar fi mult mai interesant să le și vedem cum arată. Da, fiecare dintre uleiurile presate la rece trebuie să reflecte gustul seminței din care este făcut. Uleiul de floarea soarelui are o culoare, după cum se poate vedea, galben-aurie. Are o viscozitate ridicată față de un ulei rafinat și are un gust al seminței de floarea soarelui, gustul crud al seminței de floarea soarelui. Este un ulei care se folosește în special la salate. Orice tratare termică a uleiurilor presate la rece duc la scăderea proprietăților sau poate chiar pierderea proprietăților pe care le au. În primul rând, morenzimele, o tratare peste 40 de grade a uleiului. Uleiul de dovleac. Uleiul de dovleac este singurul ulei bicolor, să zic așa. După cum se poate vedea, el are o culoare rubinie.
în relief, da? Dar se poate vedea și o culoare verde a lui, ușor verzuie. Asta este, culoarea specifică uleiului de dovleac. La fel, este un ulei cu o viscozitate ridicată, are un gust plăcut de semințe de dovleac, este ușor de tolerat de către copii. Vă ziceam că este un excelent deparazitar intern. Încă ceva referitor la consumul de uleiuri presate la rece. Dacă luăm o cantitate de ulei presat la rece și o comparăm cu aceeași cantitate de ulei rafinat, cantitatea pentru pregătirea aceluiași tip de mâncare care se folosește din uleiul presat la rece este cu până la 20-25% mai mică. Deci, cumpărăm un ulei mai scump, poate, dar facem economie la cantitatea de ulei pe care o consumăm. Cum spunea cineva când am intrat în mediul acesta, că atunci când cumpărăm un ulei, trebuie să cumpărăm cel mai scump ulei de pe raft. Și asta nu spun eu, pentru că atunci când îl consumăm, să ne doară sufletul când punem în farfurie. Deci, ideea este nu să consumăm și să facem baie de ulei, da? Atunci când pregătim mâncarea, ci să folosim un ulei de foarte bună calitate și într-o cantitate mică. Vrem, nu vrem, uleiul este o grăsime vegetală. Și apropo de aceste criterii, care ar trebui să fie criteriile de care să ținem cont atunci când cumpărăm un ulei? Aspect, gust, culoare. Da? Deci astea sunt elementele vizuale pe care vizuale și după aceea gustative care pot să-ți dea un indiciu cu privire la calitatea, cu privire la prospețimea uleiului din care este făcut. Nici într-un caz un ulei rânced nu este un ulei de calitate. Și apropo de aspectele vizuale, am văzut cum arată uleiul de dovleac. Are și uleiul de in. După cum se poate observa, uleiul de in are o culoare aurie mai intensă. Este chiar o culoare plăcută. După cum vă spuneam, uleiul de in este uleiul cu cel mai mare conținut de acizi grași omega-3. Deci gustul lui este asemănător gustului de pește. Legătura, pentru că se știe că peștele conține foarte mulți acizi grași omega-3. Până acum toată lumea era obișnuită să consume sau s-a promovat foarte mult ideea de pastile de omega-3 din uleiul de pește. Uleiul de in are acizii grași omega-3 la același nivel cu uleiul de pește. De ce este mai bun consumul uleiului de in? Pentru că el nu a fost obținut, sau mă rog, uleiul de pește este ulei obținut din peștii oceanici, adică există riscul ca aceștia să aibă un conținut ridicat de mercur. Da, intoxicarea cu mercur este foarte, foarte ușoară, adică ne suplinim necesarul de acizi grași omega-3, dar există și riscul de a ne intoxica cu mercur. Pe când ulei obținut din semințele de in certificate nu prezintă niciun risc în acest sens. Bineînțeles, trebuie luat cu moderație. Și deliciul, cel puțin de culoare, în acest moment, e în ultima sticluță. Da, este un ulei proaspăt făcut. Asta este proaspăt făcut. Am, acum câteva zile, am făcut o primă probă la uleiul de nucă. Este un deliciu. Chiar pot să vă spun că este un deliciu. Bun, am înțeles cum se procesează semințele și cum se obține uleiul presat la rece. Am reținut care sunt beneficiile pe care consumul acestuia le poate avea asupra organismului uman, dar nu putem încheia povestea de astăzi, unsă cu ulei, fără să vedem cum se descurcă acesta în bucătărie. Mai ales că gătește pentru noi chiar managerul firmei de ulei.
Salatele sunt cele universal valabile, adică o salată cu oricare din aceste uleiuri poate fi făcută și va da un gust aparte. Depinde, uite, de exemplu, la uleiul de nucă, de exemplu, salata în care pui foarte multe fructe uscate sau, adică folosești și fructele uscate, se asortează foarte bine. Uleiul de in, eu personal nu l-am folosit la salate, are un gust specific, vă spuneam, de pește și atunci trebuie să fii atent înainte de a-l folosi dacă într-adevăr îți place acest gust, dar se poate folosi la supe, supe sau ciorbe, pentru a da culoarea aceea galben-aurie. Uleiul de lac, la final în farfurie, exact, pentru decor. Exact. Uleiul de dovleac. Aici sunt foarte multe variante în care pot fi folosite, de la salate, la bruschete, la un lucru care nu e cunoscut poate atât de mult. Uleiul de dovleac este foarte folosit și a fost folosit în bucătăria austriacă. Sașii din zona noastră foloseau uleiul de dovleac și mai există încă prese tradiționale care procesează undeva în zona Hunedoarei uleiul de dovleac, așa cum se făcea pe vremea bunicii. Deci ei consumă foarte și consumau foarte mult, foloseau în bucătăria lor acest ulei de dovleac. Poate fi asociat cu varză, poate fi asociat cu fasole, poate fi asociat cu, vă spuneam, și bruschete, salate. Eu am făcut anul trecut, a fost așa o provocare, uleiul de dovleac l-am folosit la salata de vinete. E un deliciu. Deci a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine să-l descoper în salata de vinete. Și pentru că teoria trebuie susținută de practică, trebuia neapărat să vedem cum se prepară maioneza cu un ulei 100% natural. Păi, așa cum vă spuneam, chiar se poate face o maioneză cu ulei presat la rece. Are un gust plăcut de sămânță și o consistență pe care o cunoaștem deja la maioneza clasică. Nu? Adică nu e nicio diferență. De gust, într-adevăr, există diferență. Dar ca și proprietăți, uleiul are aceleași, indiferent că e vorba de cel exact, presat la rece. Exact, iar cantitatea de ulei pe care o folosim, inclusiv la maioneză, la icre, la ce vrem noi să pregătim, este iarăși, după cum vă spuneam, mai mică. Așadar, facem și economie și putem fi și mai sănătoși cu ulei preparat 100% natural. Exact. Următorul pas, putem încerca să introducem în alimentație uleiul produs la rece, marca fabricat în Transilvania.